Utilajele de dezăpezire lucrează aproape fără încetare pe străzile din municipiu, dar cantitatea mare de zăpadă le dă ceva de furcă și nu numai lor, ci și edilului șef alături de cei doi viceprimari. Am intrat absolut pe toate străzile și am făcut prima dezăpezire care a însemnat, degajarea zăpezii de pe carosabil, pe o bandă, ca să se poate ca toată lumea să iasă din curte și să circule. Urgențele au reprezentat-o, străzile cele mai importante de intrare-ieșire în oraș, de acces la instituțiile publice unde trebuie să ajungă orice cetățean, de acces la instituțiile publice care fac parte din comandamentul județean pentru situații de urgență. În ciuda efortului depus, municipalitatea s-a văzut nevoită să devanseze termenul pentru curățarea străzilor de zăpadă de la 5 februarie, cât a promis inițial la 8 februarie. Nu a fost o decizie greu de luat, având în vedere că sunt străzi pe care utilajele nu au intervenit decât o singură dată, cât să elibereze un singur sens de mers. Este cazul străzii Uzinei, acolo unde își are sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Aici, dacă în același timp vin două mașini din sensuri diferite, una dintre ele trebuie să dea cu spatele pentru că una dintre benzi este ocupată cu zăpadă și nu puțină. Nu este singura situație de acest gen din Giurgiu, semn că municipalitatea mai are mult de lucru. Mai sunt de curățat foarte multe artere secundare, parcurile și în special trotuarele, unde nu s-a intervenit mai deloc.